Haideți să vă arăt cum preparați cel mai delicios somon pane. Pentru început, într-un bol am pus două ouă, puțin muștar, am adăugat sare, piper, o să punem și un pahar de apă, apoi am adăugat jumătate de pahar de făină, paharul este de apă, am pus și praf de copt, jumătate de plic, amestecăm bine și lăsăm compoziția deoparte. Apoi am folosit 400 de grame de somon, pe care l-am feliat în fâșii cât mai subțiri, după cum puteți vedea, procedura nu este foarte grea. Am pus totul într-o farfurie și am condimentat cu sare, piper după gust, puțină zeamă de lămâie. Apoi am dat somonul prin făină, prin compoziția de mai devreme și am prăjit totul în ulei încins. După cum puteți vedea, somonul este gata foarte rapid, nu trebuie să munciți prea mult la el. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!